Hei, salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vă voi arăta cum să desenați acești doi copaci, un copac mai de vară și unul mai de toamnă, adică după cum vedeți, ce aveți nevoie și cred că puteți să faceți și voi asta la voi acasă, pentru că este foarte simplu, nu trebuie să fiți foarte buni desenatori ca să faceți asta și mi se pare că arată chiar foarte bine. O să folosesc acuarele din astea la tub. Am să vi le și arăt mai departe. Am să vă arăt verdele pentru că o să-l folosesc cel mai mult pe asta. O să avem nevoie și de un buret de spălat vase, ca ăsta. L-am luat pentru că îmi plăcea culoarea. Și ăsta mai am. Nu știu sigur pe care o să-l folosesc, o să văd care mă descurc mai bine. O floricică din asta în care să pot pune culorile, pentru că sunt la tub. O să avem nevoie și de pensule, nu o să le folosesc pe toate, cred că o să folosesc pe asta de aici. Numai una, pentru că o să avem nevoie numai pentru crengi. Și apă. Practic, apă aici. Am apă. Într-un pahar. Acum o să trebuiască să sacrificăm acest burete cu farfecă. Cam așa cred. Ups, chestia asta a rămas așa, dar nimic. O să începem cu culoarea galbenă. Așa. Și o să punem puțin aici, în mijloc. O să încerc să vorbesc ca o profesionistă, de parcă știi ce face, deși n-am mai încercat chestia asta până acum. N-am mai încercat să desenez copaci în felul ăsta până acum. Luăm buretele și trebuie să-l băgăm puțin în apă și îl stoarcem bine, pentru că nu trebuie să fie ud. Trebuie decât să fie puțin umed. Și acum o să băgăm buretele în acuarele. O să pun partea asta mai aspră un pic. Chestia asta care o să vă arăt o să fie foarte ușoară. Trebuie doar să pur și simplu puneți buretele pe hârtie. Așa. Și faceți chestia asta pur și simplu. Foarte ușor. Arată oribil deocamdată, doar că o să arate mai bine după aceea. Aici mi-am pus eu degetul din greșeală, dar nu-i nimic. Așa. Pur și simplu facem chestia asta. Și acum o să avem nevoie de verde. O să începem cu verde deschis. Acum înmuiem buretele în verde. Și acum o să deschid și verdele mai închis. Luăm buretele. Și dăm în partea în care vrem să fie mai închis. Acum o să lăsăm pe ăsta să se usuce, după aceea facem tulpina și crengile și o să ne apucăm de celălalt. O să începem tot cu culoarea galben și facem același lucru la început. Doar că ăsta o să aibă mai puține frunze. Și trebuie să lăsăm niște goluri. Pentru că are mai puține frunze. Nu este atât de bogat ca
copacul de vară. Acum o să folosim roșul ăsta. Doar că acum o să-l pun chiar lângă galben, ca să se amestece puțin. Acum am terminat și trebuie să facem tulpina și crengile. Și am să folosesc o pensulă, asta pe care am spus. O să punem maro din ăsta. Pensula asta n-am mai folosit niciodată și o să bag puțin din apă înainte să o folosesc, dar o să o șterg pe un șervețel. Și acum o să facem niște crenguțe pe aici. Puteți să le faceți pe unde vreți, oriunde. Primul copac. Am șters un pic pensula și acum o să facem ierba de jos, culorile astea două, verde închis și verde deschis, și pur și simplu o să fac pe aici niște iarbă, mai mult deschis. Acum o să facem și la copacul ăsta la fel. O să începem cu tulpina și o să facem și niște crenguțe. Așa. Acum iarăși punem pensula puțin în apă și o ștergem pe șervețel și o să facem din nou cu această amestecătură niște iarba de jos, pentru că o să punem și puțin verde aici. Și asta a ieșit. Aici este un copac de vară și aici de toamnă. Sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva. Este foarte simplu să faceți chestia asta. Puteți să faceți și mai multe modele.